Haideți să continuăm. Următorul subiect, pe lângă cât este de interesant, Robotic Process Automation, vine în corelație și cu două zone care personal îmi fac plăcere. Unul, am avut șansa de a lucra cu Mihai acum ceva ani împreună la aceeași firmă și mai mult decât atât, ziceam la începutul prezentării legate de inovație, de încercarea multor firme din România de a ieși din zona aceasta de servicii software pur, de outsourcing, nearshoring și a se îndrepta spre IP, produse făcute în România și care să fie după aceea exportate în afara României, în Europa, în America. Și avem un caz concret, deci îmi place foarte mult și firma cum s-a dezvoltat pe lângă faptul că Mihai este aici. UiPath, poate o să spună și Mihai, nu știu prezentarea lui, este o firmă de succes, made in Romania, cu headquarters-ul în state, cred, la New York, dar a plecat din România și a obținut, cred că anul acesta, o finanțare, 30 de milioane, încă o rundă de finanțare de 30 de milioane de dolari, adică firme de venture capitalist care cred în produsul lor și știți, anul acesta a mai avut și alte exituri de succes, cum a fost Vector Watch, Clever Taxi și așa mai departe. Las pe Mihai să ne spună despre ce este vorba și sunt convins că o să fie de interes. Mihai? Salutare tuturor! Numele meu este Mihai Flori, sunt Quality Assurance Engineer în cadrul UiPath România. Am să încerc în seara aceasta să vă vorbesc puțin despre modul în care putem face testarea automată folosind Robotic Process Automation sau folosind un tool de Robotic Process Automation. O să vă vorbesc puțin și despre modul în care încercăm noi în cadrul companiei, în cadrul echipei noastre, să facem automatizarea testelor funcționale. În prima parte aș vrea să amintesc puțin despre două tehnologii foarte întâlnite și foarte importante în zilele noastre, două tehnologii de automatizare. Mă refer aici la inteligența artificială și la RPA, la Robotic Process Automation. Ulterior am să încerc să vă arăt cum putem folosi un tool de RPA în testarea automată. Iar la sfârșit, dacă timpul ne permite, să vă arăt și un scurt demo. Ok, așadar, putem distinge două tehnologii de automatizare destul de importante în zilele noastre, care deja fac parte din viețile noastre destul de mult, Robotic Process Automation și inteligența artificială. Sunt oarecum asemănătoare, dar destul de diferite, cel puțin până în momentul de față. Robotic Process Automation, așa cum îi spune și numele, se referă la automatizarea proceselor de business folosind roboți virtuali, folosind roboți software. Practic sunt niște roboței care atâta timp cât sunt trăinuiți, atâta timp cât li se spune, eu știu ce să facă, primesc instrucțiuni, ei sunt capabili să ducă la bun sfârșit orice task în zona de process automation. De cealaltă parte, inteligența artificială ține mai mult de capacitatea mașinilor de a simți, de a percepe, de a lua propriile decizii. Practic, inteligența artificială este self-learning, să zic așa. Încearcă să imite oarecum comportamentul uman în ceea ce privește capacitatea de comunicare, în modul în care folosește date din trecut pentru a le folosi, eu știu, în previziuni, a face deduceri și așa mai departe. În același timp aș menționa faptul că Robotic Process Automation în momentul de față aș putea spune că este o tehnologie un pic mai matură în comparație cu inteligența artificială. În continuare o să vorbesc mai mult despre RPA, pentru că și testele automate despre care o să discutăm în a doua parte a prezentării sunt legate de Robotic Process Automation. Așadar, cum vă spuneam și puțin mai devreme, RPA folosește roboței virtuali care sunt capabili să simuleze comportamentul uman. Practic ne putem gândi la un robot virtual ca la un coleg virtual, eu știu, un muncitor virtual care atâta timp cât este trăinuit, primește instrucțiunile necesare, este capabil să
ducă la bun sfârșit task-uri repetitive, este capabil să muncească 24 de ore din 24, 7 din 7. Este așadar, eu știu, șansa noastră de a lăsa la o parte munca repetitivă și poate mai puțin plăcută, a o transforma acestor roboți și noi să ne concentrăm un pic mai mult pe partea, eu știu, creativă, frumoasă a muncii noastre. Practic, roboții sunt capabili să manipuleze, să controleze o gamă largă de aplicații și mă refer aici la CRM, RP, parte de helpdesk, diverse departamente ale companiilor, de la finance la, nu știu, marketing, eventual și resurse umane. Sunt capabili să ruleze atât pe mașini fizice, cât și pe mașini virtuale. Ok. Ca să vă faceți o idee despre ceea ce am să vă vorbesc în continuare, aș vrea să vă fac o scurtă prezentare a arhitecturii produsului UiPath. Practic, platforma UiPath este o platformă de robotic process automation. Se compune din trei componente, să zic așa, principale: UiPath Studio, UiPath Orchestrator și robotul. UiPath Studio este o aplicație ca un IDE, să zicem, de tip desktop, în care ne putem crea, ne putem scrie workflow-urile automate, testele automate, să zicem. Orchestratorul este componenta web care are capacitatea de a monitoriza, de a controla întregul flux de procese, de workflow-uri automate, iar robotul este cel care practic le execută, așa cum v-am spus puțin și mai devreme, pe diverse sisteme, capabil fiind să gestioneze diverse tipuri de aplicații. În continuare ne vom concentra un pic mai mult pe partea de UiPath Studio și vă voi arăta cum putem face pas cu pas un test automat folosind workflow-uri și activități din UiPath Studio. Practic, în cadrul echipei în care lucrez, de Quality Assurance, ne-am lovit și ne-am pus întrebarea oarecum firească cum să ne automatizăm testele funcționale. Bineînțeles, aveam posibilitatea să apelăm la automatizare tradițională, să folosim, eu știu, Selenium pentru partea de web și eventual alte tool-uri dedicate testării automate pentru celelalte componente pe care le avem, test complete, să zicem. Însă ne-am gândit că ar fi foarte interesant să ne automatizăm platforma de automatizare folosind propriul nostru produs. Ca și avantaje pe care noi le-am văzut cel puțin acum a fost faptul că este propria noastră platformă, putem beneficia de, eu știu să zic, suport aproape instant din partea colegilor cu mai multă experiență. Avem cam tot ce ne trebuie și o să vă arăt pe parcurs. Avem activități care ne ajută nu doar să dăm click în, eu știu, pe anumite elemente, să facem type în anumite fielduri, dar avem și activități care ne permit să ne integrăm foarte ușor cu baze de date, cu Excel-uri și așa mai departe. Avem posibilitatea să, eu știu, să ne citim datele din diverse fișiere, să facem screenshot-uri în momentul în care vrem să vedem ce s-a întâmplat, dacă un test a picat și așa mai departe. Deci, din punctul nostru de vedere, cam avem all-in-one și am zis să încercăm. Ok. Aș vrea în primul rând să scot în evidență un aspect esențial. Robotic Process Automation nu este menit sau nu a fost făcut pentru testare automată. Robotic Process Automation este, așa cum v-am spus și puțin mai devreme, menit să automatizeze procese de business. Ca și o comparație între automatizarea tradițională și RPA, aș menționa câteva aspecte. Spre exemplu, în RPA nu suntem nevoiți să folosim cod, să scriem cod. Putem să o facem, dar nu suntem nevoiți. Astfel, eu știu, avem posibilitatea să lucrăm mult mai repede, mai intuitiv și mai eficient, aș zice eu. RPA-ul este destinat
în mare parte să ruleze pe sisteme de production, pe sistemele de production ale companiilor. Testarea automată, în general, se face pe sistemele de test. Dacă pentru testarea automată, ca și requirement, avem, eu știu, test scripturi, în schimb, pentru RPA, un requirement îl reprezintă un business process. Am pus în slide-ul curent o bucată de cod de Selenium, foarte simplă, care nu face altceva decât să ne ducă pe pagina de Google, să ne insereze un text, să zic, în field-ul de căutat și să dea un submit pentru a primi rezultatele căutării noastre. Tot acest cod scris în Selenium și folosind un limbaj de programare s-ar traduce în UI Studio, deci într-un tool de robotic process automation, în felul următor. Practic, nu mai avem cod, avem niște activități dedicate pentru fiecare acțiune de mai devreme. Practic, avem o activitate care ne deschide un browser și ne duce către URL-ul dorit. O activitate care inserează într-un field pe care noi îl alegem, inserează textul de căutat și o activitate care trimite eventul de enter, să zic, astfel încât rezultatele noastre sunt afișate. Deci, practic, am scăpat de bucata aceea de cod și mergem către, eu știu, crearea de teste folosind aceste tipuri de activități. În testarea automată există, eu știu, câteva probleme principale de care ne putem lovi. Una dintre ele, și care merită tratată destul de atent, se referă la wait-uri. Întotdeauna, sau de cele mai multe ori, vom avea nevoie să așteptăm ca o pagină să se încarce, să așteptăm, eu știu, ca un element pe acea pagină web să fie afișat. Poate vrem să întreprindem o acțiune doar în momentul în care un element a dispărut. În Selenium avem, bineînțeles, folosind Selenium, avem metode dedicate, practic o bucățică de cod. În RPA avem o suită de activități pe care le putem combina în așa fel încât să obținem rezultatele dorite în ceea ce privește partea aceasta de wait-uri. Există inclusiv o activitate de delay în care putem, eu știu, seta un anumit timp după care să așteptăm. Există activități de așteptare a elementelor, de a întreprinde, eu știu, anumite acțiuni când un element apare. Fiecare activitate în parte are posibilitatea de... are niște proprietăți care ne permit să-i setăm anumiți timp de delay, fie înainte, fie ca după acea activitate să fie executată. Există inclusiv posibilitatea să setăm timpul până când acea activitate va da eventual o eroare dacă elementul de UI nu este găsit. Și venim vorba de erori și făcând o comparație cu ceea ce ne oferă totuși un limbaj de programare, există și posibilitatea să tratăm erorile și excepțiile folosind o activitate de try-catch. Fie că vrem ca testul nostru să nu se împotmolească și să treacă mai departe, bineînțeles prinzând excepțiile, fie că vrem să prindem anumite erori, există această activitate practic asemănătoare cu ceea ce avem într-un limbaj de programare de try-catch. Încă un aspect important de care ne lovim în testarea automată este găsirea și identificarea elementelor pe ecran, într-o pagină web. Este foarte important ca elementele să fie, eu știu, identificate cu o acuratețe cât mai mare, cu o precizie cât mai mare, pentru ca ulterior testele noastre să nu pice din diverse motive. Motivele ar putea fi, eu știu, rularea pe diverse browsere, modificarea rezoluției, să spunem, și anumite butoane. Spre exemplu, arată diferit în Windows 7 și în Windows 10, la Notepad, să zicem, da? Și atunci este foarte important ca elementele noastre să fie
să fie găsite cu o acuratețe cât mai mare și testele noastre să nu pice din, din diverse motive. Practic, în UI Studio ne oferă un tool care se numește UiPath Explorer și putem identifica elemente în orice fel de aplicație, fie că este web, fie că este Java, fie că este, eu știu, .NET, spre exemplu, și putem seta cât de, eu știu, de în detaliu vrem să mergem cu aceste identificări. Practic, în momentul în care încercăm să găsim un element, ni se returnează un selector prin care acel element de UI este identificat în mod unic. În aplicația mea am încercat să găsesc selectorul și să identific butonul acesta, deci button 1, și mi-a fost returnat o bucățică de XML cu nume, cu rol și cu alte proprietăți. La nevoie, dacă, eu știu, constat pe parcurs că acest element nu este găsit într-un mod foarte, foarte ok, am posibilitatea să-i mai adaug niște proprietăți și, practic, să scadă riscul ca acel element să nu fie identificat de către testul meu automat. Ca o comparație, eu știu, cu Selenium, acolo identificam elemente după nume, după ID-uri și așa mai departe. În testarea automată tradițională folosim un limbaj de programare. Un limbaj de programare ne oferă destul de multe avantaje, unul dintre ele fiind, bineînțeles, și folosirea sau posibilitatea de a utiliza instrucțiuni de tip if, then, else, while, switch și așa mai departe. Asta s-ar traduce în RPA prin folosirea unor activități asemănătoare. Aș menționa numai prima activitate din... Scuze. Da, deci aș menționa prima activitate de aici. Este o activitate de tip if, cu o zonă de condiție, o parte de then și una de else. Eu am pus o condiție trivială aici, dar putem folosi variabile, putem folosi, eu știu, chiar cod. Apropo, cred că am uitat să menționez faptul că în UI Studio putem insera în astfel de activități cod de vb.net și, practic, ne putem crea logica necesară testelor automate. Putem avea activități de if în if, mai multe branch-uri după cum avem nevoie. Vă spuneam puțin mai devreme, la începutul prezentării, faptul că RPA, Robotic Process Automation, poate... se poate juca cu tot felul de aplicații, diverse tipuri de aplicații. Există pe lângă aceste activități, să zic așa, principale de click, de type into și așa mai departe, există și activități dedicate pentru lucruri cu diverse alte componente, alte produse, alte aplicații. Există posibilitatea să lucrăm foarte simplu cu Excel-uri, cu baze de date. Și aici am ținut neapărat să vă arăt un exemplu despre modul în care putem integra cu REST. Practic, există posibilitatea să folosim HTTP și SOAP requests. În partea din dreapta activitatea de HTTP request, având un wizard, am putut să-mi introduc endpoint-ul și parametrii. Ulterior pot să-mi folosesc activitatea într-o secvență, într-un workflow. Avem posibilitatea să deserializăm JSON, să punem output-ul fie în consolă, fie într-un fișier. Deci avem posibilitatea să lucrăm cu o paletă largă de aplicații. Din nou revin puțin la începutul prezentării mele și vă spuneam acolo că nu este nevoie să scriem cod pentru testele noastre automate făcute cu un tool de RPA.
Putem să o facem, dar nu este necesar. Asta ne însemnând neapărat faptul că RPA-ul este destinat persoanelor non-tehnice. Practic, în slide-ul de față am ținut să arăt un exemplu de flowchart și să menționez faptul că ne putem crea workflow-uri destul de complexe folosind decizii, folosind loops. Ne putem întoarce, eu știu, la bucăți de test anterioare. Practic ne putem crea un algoritm după cum avem nevoie și implicit cunoștințele de testare automată, de programare, ne sunt foarte utile și când vine vorba de folosirea unui tool de RPA pentru testare automată. Ok. Aș vrea să vorbesc puțin și despre modul în care ne putem organiza, eu știu, proiectul de teste automate. Practic putem ajunge în situația în care avem, eu știu, sute, poate chiar mii de teste în proiectul nostru și atunci este foarte important să încercăm, este foarte important să încercăm să ne modularizăm cât mai mult componentele, să încercăm să folosim, eu știu, eventual variabile, parametri. Acesta este exemplu de la începutul prezentării, în care am folosit, dacă vă mai aduceți aminte, am folosit aici o valoare, să zic așa, hardcodată, deci am introdus google.com direct și aici la fel, textul l-am pus direct. Ei bine, aici în acest exemplu am încercat să folosesc variabile pe care le-am declarat în workflow-ul meu. Eu aici le-am inițializat, dar puteam foarte bine să folosesc activități de assign pentru a asigna variabilelor, eu știu, valorile dorite sau puteam foarte bine să citesc aceste variabile dintr-un fișier. Practic, această secvență o pot trata ca un modul căreia îi dau niște date de intrare, îmi returnează eventual niște rezultate, modul pe care ulterior îl pot invoca dintr-un alt fișier. Deci, practic, să zic așa, posibilitatea pe care ne-o dă un limbaj de programare de a folosi metode, poate chiar clase ulterior reutilizabile, o întâlnim oarecum și aici. Ok? Spre final aș vrea să vă fac și un demo, un template destul de simplu în ceea ce privește modul în care ne putem organiza, eu știu, propriul produs de testare automată. Practic putem avea un flow de genul acesta în care avem module de init, de end process, să zicem, sau inițializarea testului, cleanup după ce s-a rulat testul, un modul în care putem lua date dintr-un fișier și eventual un modul care ne procesează și acele date și eu știu, rulează testul automat așa cum ne dorim. Cam atât în ceea ce privește prezentarea propriu-zisă. Aș vrea să vă fac și un scurt demo cu un test automat. Nu este ceva foarte, foarte complex. Practic, voi încerca să mă loghez pe partea de orchestrator, despre care v-am vorbit în slide-ul acela cu arhitectura. Să provizionez un robot, voi valida faptul că acel robot a fost adăugat, îl voi șterge și voi ieși. Aș vrea să vă scot în evidență faptul că nu există sau nu este nicio diferență sesizabilă între modul în care am fi făcut acest test cu un tool dedicat. O să încerc să plec cu testul în debug mode pentru va rula un picuț mai greu, dar ne va și highlighta, să zic așa, elementele și pașii prin care trece. Ok. Observați că deja a preluat controlul mouse-ului. Putem să facem un test sau testele pot fi făcute și simulând aceste acțiuni, deci îmi va lăsa mouse-ul în pace, dar
De data aceasta am optat pentru a face testul cu cursorul meu. Practic îmi găsește intrarea pe care tocmai am adăugat-o. O validează că există. Face logout. Și ar fi trebuit să-mi închidă și browserul, dar v-am spus, am avut ceva probleme. Cam așa ar arăta un test rulat cu Studio. Practic, după modelul pe care vi l-am arătat puțin mai devreme, am încercat și eu să am în testul meu o secvență de init, unde îmi invoc un modul care practic îmi inițializează testul, o secvență în care mi se face cleanup, s-a șters practic ceea ce am adăugat și am făcut logout din browser. Secvența aceasta de data pe care practic am citit datele dintr-un fișier CSV de genul acesta. Da? În funcție de aceste date, el s-a logat pe platformă. Datele de procesare, datele propriu-zise, le-am făcut folosind un modul separat din nou și mi le-a luat tot dintr-un, de fapt de data asta dintr-un Excel, dar puteam foarte bine să folosesc un CSV, un text file și așa mai departe. L-am pus să-mi ia doar primul rând de sus, deci doar datele de intrare de sus pentru a nu ține testul foarte mult, însă aici pot să adaug, eu știu, 20, 30, 50 de teste cu diverse valori pe toate fieldurile, eu știu, eventual cu fielduri goale, cu caractere speciale. Testul este menit, sau workflow-ul automat este menit să-mi ruleze fiecare test, este menit să trateze fiecare excepție în parte care ar putea apărea pe parcurs și să-mi ruleze testele funcționale așa cum ar trebui. Da, și încă ceva vreau să mai amintesc, faptul că în modul debug el a trecut practic prin toate elementele pe care eu vi l-am arătat puțin mai devreme că erau invocate din workflow-ul meu principal. Deci a trecut prin init, prin deschiderea paginii de care aveam nevoie, mi-a citit datele, a adăugat roboțelul, a căutat și așa mai departe. Cam asta am avut eu pentru seara aceasta. Vă invit să încercați, mai ales cei care, eu știu, faceți testarea automată și eventual ne putem vedea și după, în pauză, să discutăm mai mult. Cam atât din partea mea. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Mihai! Da, nu știu, suntem norocoși sau nu, dar trăim vremuri interesante. Dacă ne uităm la tehnologia, ne ajută, suntem într-un domeniu, orică suntem de viitor, orică am avut noroc, orică am luat deciziile bune la un moment dat în viață. Dacă în mare oamenii se vor împărți în oameni care folosesc tehnologia și oameni care înțeleg și fac tehnologie, așa și partea asta de anumite joburi, servicii, din păcate, vor dispare. E bine să știm încotro se îndreaptă lumea, că ne place sau că nu ne place. Ați văzut, au circulat acele filmulețe, fabrică Mercedes, nu există într-o hală întreagă niciun om sau într-un data warehouse unde roboți, sute de roboți, nu mai manipulează nimeni marfa. Uber, că discutam astăzi cu colegii, au zis, bine, dacă tot ne blocați licența, ne facem transportator, dar ne facem de mașini autonome. Gata, și românii care mai lucrează pe Uber în Londra nu prea mai au de lucru în perioada aceasta. Ați văzut poate filmulețul cu Amazon Go, cashier, cine mai, gata, e de domeniul trecutului aproape. Deci se schimbă lumea și e bine să știm unde suntem și să ne luăm deciziile în timp util pentru noi și pentru copiii noștri mai ales. Mihai, mulțumesc mult de tot pentru prezentare. După, în pauză,
puteți să interacționați, să vă dea și exemple concrete unde sunt, sau unde este folosit softul produs de ei, este incredibil. Puteți să vă uitați și pe site să vedeți ce fel de clienți și mărimea clienților care folosesc aplicația.